Trebuie să învățăm câteva lucruri simple. Aș vrea, în primul rând, până începem dezlegările, să vă spun câteva lucruri scurte, simple, legate de ceea ce numim noi interior sufletesc. Sunt lucruri, cum spune Apostolul Pavel, care ne sunt îngăduite, dar nu folosesc. De exemplu, faptul că un om mănâncă mai mult nu e niciun păcat. El e mai lacom. Faptul că un om bea mai mult nu e un păcat. Nu mă refer la beție, ci mă refer la modul de a consuma. Faptul că un om este mai distrat sau este mai hâtru sau este mai înțelept sau, cum spunem noi, se descurcă, deci nu este un păcat. Singurul păcat fundamental cu care noi greșim înaintea lui Dumnezeu este atunci când suntem o leacă prostuți și cu mintea încremenită. Adică ce se întâmplă? Ne cramponăm în câteva mărunțișuri care nu ne folosesc. De exemplu, poate ați auzit vreodată foarte des acest termen. Băi, vezi, ai grijă că ăla s-a smintit. Nu s-a smintit nimeni. Omul serios și sănătos la cap nu se smintește. Și am să vă dau următorul exemplu. Eu sunt în ograda mea, da? Dincolo în ograda vecinului, poate el îi place să fac un lucru care mie nu-mi place. Ce treabă am eu să mă uit peste gardă în ogradă la el? Ce face? E treaba mea? Am cumva titlul de proprietate? Eu pe ograda lui ca să-mi arunc privirea acolo? Nu. Deci cel mai mare păcat pe care nu-l suportă Dumnezeu este să judeci tu problemele cuiva din sufletul lui cu mintea ta, fără ca să-i cunoști sufletul. Deci nici duhovnicul, cât este de duhovnic, nu știe niciodată tot ce e în sufletul unui creștin. Mie mi s-a întâmplat să spovedesc oameni care după 15, 20, 10, 7 ani am umălaut și eu, că de 20 de ani tot spovedesc și am și care sunt mai vechi și care sunt mai proaspeți. Pe unii am reușit să-i cunosc foarte bine sau să fie foarte deschiși, foarte bonomi, foarte apropiați, foarte comunicativi. Alți au stat muți și n-au scos o vorbă. Ei, nici eu n-am dreptul să intru cu buldozerul sau cu bocanci, cum spunem noi, în sufletul lui, până omul nu prinde o oarecare încredere. Sau unii chiar n-au prins încrederea niciodată sau n-au vrut să o prindă. Eu am știut. Am știut că omul ăla este reticent. Am știut anumite lucruri pe care le-am mirosit sau din anumite discuții le-am prins firul, dar m-am făcut că nu știu, i-am dat canon pe lângă, am avut răbdare cu el, până ce într-o zi mi-a spus, părinte, tați, am și asta pe suflet. Zic, știam, dar n-am vrut să-ți spun. Dar ce nu mi-a spus? Pentru că am socotit că atâta timp cât nu spui tu, înseamnă că nu-i momentul să te descarci, să te deschizi. Ei, așa este și cu obiceiurile astea care le vedem noi în stânga și în dreapta. Unui place să-și pună coarne. Asta simte sufletul lui. Deci, e atracția spre Dumnezeul care slujește. Spune așa, sunt doi domni. Evanghelie. Ori pe unul va urâ, ori pe unul va iubi. Nimeni nu poate sluji deopotrivă la doi domni deodată. Deci, ori lui Mamona, ori lui Dumnezeu. Dar tot la fel de bine spune Evanghelia, faceți-vă comoară în cer din mamona nedreptății. Adică ce înseamnă? Să știi să gestionezi societatea murdară de așa factură să nu te murdărești de ea. Lucrezi într-un mediu viclean, ca să spunem așa, sau cum numim noi, poate dacă sunteți la locul de muncă, de multe ori am ascultat aceste explicații. Părinte, este un colectiv foarte negativ, sunt răutăcioși, sunt dușmănoși și eu îi spun, roagă-te! Rugăciunea ta îi poate face buni și pe ceilalți, neștiind ei că tu te rogi pentru dânși. Eu când eram mai tânăr și făceam serviciu undeva, aveam un șef rău și îi plăcea tot timpul să urle așa ca salbatic. Și într-o zi mi-am permis și l-am întrebat următorul lucru. Zic, șeful, permiteți o întrebare? Și el zice, da, așa foarte senin. Ce putea să întrebi un mucos pe un șef? Da, pentru că mă consider un om mai liber în gândire, mi-am permis la 20 de ani să-i pun următoarea întrebare. Zic, nu vă supărați, tovarășul, zic, aveți relații la grădina zoologică? Și el a rămas foarte mirat, ce mă interesează pe mine treaba asta? Și a spus, nu.
Zic, se cunoaște. Și el a rămas din nou foarte mirat și m-a întrebat, dar de ce spui treaba asta? Păi zic, eu am crezut că sunteți plătit, că sunteți inginer agronom, nu că urlați ca fiara așa liberă, scăpată, sălbatică. Ei, aflați că din ziua aia cât am mai făcut servicii, el n-a mai urlat niciodată. Când venea la ușa biroului, întreba așa, ăla tânăr este venit? Și dacă ăla tânăr era în birou, el când intra, dădea frumos bună dimineața, unde altă dată trântea ușa, izbea că nu sunteți buni de nimic, că nu faceți, că cu tare. Și eu când îl vedeam, totdeauna întrebam, șeful azi ce este de făcut? Da, ce puteți face? Ce era de făcut? Dar ca să se degajeze. Și deodată se lumina, se liniștea, discutam normal și era totul normal. Asta este firea unui om. Deci tu nu o poți schimba, nu o poți modela, dar o poți, știu eu, deturna un foc, dacă e mare, nu alergi cu apă în urma lui, ci tragi brazda și arunci cu apă în fața lui, ca să-i oprești înaintarea, nu îl iei din spate, el fuge. Așa e și răul, dacă te pui în fața răului și începi să devii și tu la fel de orgolios, că spune Sfânta Scriptură, cu un lucru bun faci și pe cel rău bun. Cu o vorbă bună îmblânzești și pe omul mânios. Dar cu o vorbă rea strici și pe omul blând. Ei, și lucrurile astea care le vedem noi în societatea Napoda, de pildă, toată lumea e în ton cu drogul. Nu poți să-i spui un om, bă, ești un drogat. Deci tu îi spui cu frumosul, frate, sănătatea e un dar de preț. Frate, sănătatea e un dar care nu ți-l dă Dumnezeu de 100 de ori, uite, ești tânăr, ești frumos, ești simpatic, ești deștept, de ce faci treaba asta? Ca el să înțeleagă că își face singur rău. Dacă omul a înțeles, l-ai câștigat pe el, spune Scriptura, l-ai mustrat între el și tine și l-ai câștigat pe el. Dacă nu, asta e. Deci, nu poți interveni forțat în viața unui om. Ei, cu toate amestecăturile astea care le luăm noi acum din Occident, cu discoteca care nu are specific românesc, cu clubul care nu are specific românesc, cu muzica asta rock care exacerbează acum tineretul și îl tresaltă de sar, zici că îți puși pe arcuri. Deci, sunt niște lucruri moderne care oamenii le-au descoperit, le consumă o vreme, și la fel de bine singur le vor părăsi. Cu cât faci propaganda și cu cât încerci să desconsideri sau cu cât încerci să intervii, să stopezi, mai rău faci. Pentru că omul este făcut ca o ființă vie liberă. Dar culmea, satana care veghează mersul omenirii, pentru că el nu stă degeaba, el vrea să-și umple iadul cu adepți, lucrează în felul următor. Tot ce îi spui unui om nu, el va face da. Dacă îl lași în apa lui și îi explici că diferența dintre bine și rău este câștigul sau pierderea sufletească, atunci mai degrabă l-ai câștigat pe el. Personal, când spovedesc și îmi spune câte un flăcău de asta, știți că eu mai ascult muzică de asta modernă. Zic, frate, nu mă pricep la genurile muzicii, ascultă ce-ți place, dar să nu te vadă-mi. Păi nu, că stați să vă explic. Degeaba îmi explici că eu nu pricep, zic că-s greu de cap, îs de modă veche, n-am nicio treabă. Da, eu știu ce vrea să-mi spui. Dar ca să nu-i strâc inima, să nu zic că el că a venit la duhovnic și duhovnicul gata, aia i-a tăiat octoporul, aia nu-i voie, 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 și el la un moment dat poate să răzvrătească și să zică, dar ce este voie? Este voie tot ce zidește sufletește. Este voie tot ce folosește sufletește. Este voie tot ce te reprezintă. De exemplu, poți să fii un bun inginer, poți să fii un bun creștin, poți să fii un bun arhitect, poți să fii un bun intelectual, poți să fii un om bun de cultură, poți să fii un Pleșu, poți să fii un Iorga, poți să fii un Eminescu, sunt atâtea valori care pot fi urmate sau care pot fi, cum să spun eu, copiate. Noi nu putem să imităm, că n-avem ce imita, fiecare om e cu taina și talentul lui. Dar, în momentul când o societate se grăbește la tot ce e rău, și dacă ați văzut și cum este stilul mass mediei, vine și promovează ce? Până la urma urmei. Doi bostani scobiți cu ochi, cu o gură și cu o lumânare în el.
Și gata, Halloween-ul e la modă. Eu când eram copil de 7 ani, nici nu știu dacă exista termenul de Halloween, toamna la Sfântul Andrei, când se spunea că umblă draci pe ogoare și să nu umbli noaptea până în 12, că te pot prinde și te duc pe râchi, sau cum se spunea la țară. Curățam bostanii, scoteam miezul dinăuntru și îl puneam într-un parc o lumânare și îi făceam ochi și dinți și îl lăsam pe un stâlp la gard. Ăla era Halloween-ul anilor 70. Ei, acum, oamenii s-au gândit că e bine să sluțească ina. Asta îi duce și pe ei mintea, asta li se pare lor interesant. Nu e ceva ce construiește, nu e ceva care zidește. Dar în același timp, nu este ceva care folosește sufletește. Noi, dacă ne uităm bine în compoziția jocului, ca să-i spunem așa, chiar el pare un joc copilăresc la prima vedere, ați văzut copiii care sunt înțelepți, unul vrea să fie făt frumos, unul se face zân, unul se face înger, depinde, vedeți, de structura sufletească, unul se face demon, se face vampir. Deci el, de fapt, ce este? Un amestec care nu e nici creștin, n-are absolut nicio treabă, pentru că dacă ne uităm în curtea noastră la creștini, vom vedea că și noi de anul nou, de fapt, tot un Halloween facem. Unii se îmbracă urși, unii se îmbracă draci, unii se îmbracă doctor, unii se îmbracă capră, unui capitan, unui... Ce să mai fac ei, că nu mai știu ce piesă sunt acum, de pe vremea din la 80, habar n-am, au trecut câțiva ani, 30-40. Dar de ce vă spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că lucrurile evoluează în pozitiv sau în negativ în raport de vremea și timpul care trece. Lumea era mai puțin civilizată, era mai puțină informație. Dumneavoastră vedeți că se petrece un fenomen foarte interesant. Lumea are acces la informație, dar cum o are? Internetul te leagă dintr-un capăt altul al lumii. Ai apăsat pe un buton și ești în Antarctica cu pozele. Ai apăsat pe un buton și vorbești în America. Ai apăsat pe un buton și ești în China, ai apăsat pe un buton și ești în capul Rusiei. Deci nu mai există spațiu datorită modului modern de comunicare cu satelitul, cu telefonul, cu internetul, cu tot ce vrei. Dar în același timp constați, deci în același timp constați că lipsește altceva. Cu cât mai multe mijloace de comunicare, cu atât comunicarea e mai deficitară. Oamenii sunt mai certăreți, sunt mai irascibili, sunt mai orgolioși, sunt mai vanitoși, sunt mai jignitori, sunt mai duri, sunt mai aspri. Luați o simplă opinie, nu din altă parte, de pe internet. Spune unul o prostie, 50 în jură, 40 îl jicnesc, 60 își dau cu părerea și îl fac prost. Aia nu se cheamă comunicare. Deci aia se cheamă exact mahala. Ei, pe când, în momentul când doi oameni discută față în față, eu cu tine stăm pe o bancă și ne spunem părerea, că pe baza asta se întemeiază comunicarea, pe discuția și pe legătura dintre două persoane, indiferent că este mamă cu fiu, că este frate cu soră, că este prieten cu străin, vecin cu vecin, unul spune o părere, alalt spune, băi, nu-i chiar așa, băi, nu-i chiar așa, mai dă un pahar, mai ia o gură de bere, mai ia o prăjitură, mai schimbă o vorbă, mai te uiți la ceas. Ei, pe când în mediul virtual, oamenii, dacă nu se văd și nu se simt, își aruncă tot felul de vorbi, pentru că în spatele mijlocului de comunicare modern există paravanul, sau cum spunem noi, la cortină, când ești la teatru, actorii nu știi ce fac în spatele cortinii. Au instrucții, urlă maestru la ei, regizorul, scenaristul, cel cu costumile, cel cu sunetul. Ei când ies acolo, toți zâmbesc. Dar greu e dincolo de ei. Ei, așa și aici. Greu e dincolo de cortină, pentru că în momentul când ai dat drumul comunicării la liber, nu știi câți proști au acces la comunicare și câți deștepți au acces la comunicare. Dacă înainte un deștept avea acces la comunicare pentru că avea ceva de spus, astăzi, un nedeștept are acces la comunicare și dă cu bâta în balte, cum spunem noi la țară, după proverbul ăla românesc. Aruncă un prost o chiatră și o mie de deștepți nu o mai găsesc să o scoată din apă sau de unde o aruncat-o, sau dă cu bâta în balte. Ei,
Deci noi trebuie să învățăm că și toate manifestările astea băgate pe gât cu sila, deci tot ce numim noi la ora actuală modernitate, pot fi la fel de vătămătoare pe cât pot fi la fel de folositoare. De exemplu, ai alarma la ceas, da? O pui și te trezești dimineața lejer. Ai accesul la telefon, îl scoți din buzunar, s-a întâmplat ceva, pac, dai telefon, ce faci, unde ești, bine. Dar la fel de bine, tocmai acestui mod de comunicare, omul o slăbit în răbdare, în experiență, o slăbit în certitudinea și încrederea în sine. Ce face o mamă? Alo, puiul, ești bine? Păi, dar puiul ăla când l-ai educat de acasă, l-ai învățat să meargă pe marginea drumului. Și eu am fost copil și spunea, nu ieși pe drum, mergi pe marginea drumului. Nu sta de vorbă cu nimeni, ieși de la școală, vii acasă. Ți-i foame, vii și ceri mâncare. Acum, de atâta modernitate, lumea s-a stresat psihic. Deci, noi am dat în ce am dat? Am dat într-un fel de, i-aș spune eu, de sindrom din ăsta, de panică, nefondat pe nimic, și vezi oameni care se isterizează de la o simplă chestie. I-am dat 3 apeluri și nu mi-a răspuns. Ce mare importanță! Eu mi-am luat alt canon, să nu răspund la nimeni niciodată. Cine scrie SMS, când am eu timp, îl citesc și îi dau un răspuns. Și uneori mi se întâmplă și acest lucru. Părinte, dar asta e SMS-ul de acum o săptămână. Nu știu, ca să vezi că te-am respectat, eu ți-am răspuns și te-am pus la pomenit. Eu acum am putut răspunde. Asta este. Deci nu sunt dependent sau nu devin drogat tehnic de o problemă. Telefonul este un mijloc prin care moare cineva și ai sunat la spital. Telefonul este pentru un specialist care imediat sună la o clinică îndepărtată și întreabă, bă, prietene, tu cum faci în situația cu tare? Uite, avem pacientul cu tare și ăla știe, îi spune, fa așa, fa așa și ai salvat un om, deci rolul tehnice. Dar în același timp, telefonul este un factor de stres. O să vedeți că în momentul când omul stă în biserică la liturghie și liturghia e cea mai importantă. Este miezul credinței ortodoxe, este prezența lui Dumnezeu în mod văzut pe Sfânta Masă, în trup și sânge, este sublimul divin al ortodoxiei, nu mă auzi în biserică, zrr, 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 parcă Dumnezeu sună în biserică, pe cineva îți vadă dacă e prezent. El știe că ești în biserică, nu trebuie să lași tu telefonul deschis, te caute Dumnezeu la telefon. Deci, în momentul când ai intrat în biserică, împlinești chiar cuvântul al Scripturii care spune, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu s-o dăm, toată grija cea lumească, acum s-o lepădăm. Domnule, 10 minute cât ești în împărăția lui Dumnezeu, nu te mai concentrezi la lucruri lumești, că doar n-ai lăsat mâncare pe foc, n-ai lăsat pe cineva pe colacul la toilete și nu s-o putut ridica, n-ai pus pe cineva în cuptor la prăjit și se ruminește prea mult, deci tu ai plecat la biserică, dar te-ai detașat de toate. Ai intrat în biserică, te așezi în colțul tău cu minte, te-ai concentrat, nu vezi în stânga, nu vezi în dreapta și stai și te întâlnești cu Dumnezeu acolo în cele 2 ore ale săptămânii, că restul ai timp de stres cu patronul, cu serviciu, cu grijile, cu responsabilitățile, știți mai bine câte grijă au oamenii într-o singură zi. Ei, modernismul, pe de o parte, trebuie considerat ca un flux și un reflux. Ați văzut vreodată o apă frumoasă, da? Ați fost în delta Dunării, la mare, la ocean, la un râu frumos, la un lac frumos. Când e apa albastră, frumoasă și liniștită, așa și zvine și melancolia și ideea de a scrie o poezie sau îți place să asculți cum suflă vântul în trestie sau îți place să vezi cum zboară un animal sălbatic, o pasăre cât de mică sau îți place cum faci valurile alea, undile alea ușoare. Ei, aceeași apă când se enervează poate să rupă o jumătate de munte să ți-l aducă în ogradă, lucru mai puțin plăcut. Aceeași apă poate să care din pădure toate gunoaiele și toți butucii să ți-i pună în livadă. Deci mizerii, marei, deci scoate toate mizeriile le scoate la mal. Ați văzut cum e după o furtună, după o nenorocire, cum este. Ei, așa este și tehnica. Ea vine ca un val, se izbește în populație după nivelul de gândire, după nivelul de trăire, după nivelul de simțire, după nivelul de cunoaștere, pe unii nu îi deranjează, pe unii îi miră și devin curioși și cercetează, pe unii îi paralizează, fiindcă îi depășește și pe unii îi distruge. Deci tehnica pe unii poate distruge. Și dacă vreți să vedeți ce înseamnă tehnica care distruge, vă dau doar 3 elemente.
filmele de groază, și așa au apărut psihopațe, de-aia te trezești că unul omoară un om într-un tramvai, sau unul omoară un om în scara blocului, sau unul omoară într-un subsol, sau într-un pasaj de treceri de pietoni, sau undeva, că sunt tâmpiți, slavă lui Dumnezeu, nu-i lipsă în grădina Domnului. Filmele pornografice au stârnit tot felul de psihopați mental care sar la femei pe stradă sau, mă rog, alte nenorociri, violuri. Deci astea vin tot din tehnica modernă. Că spunea odată o băbuță de asta ultra credincioasă, vai, dar de mult înainte de 89 nu era așa ceva. Păi nu era, mamă, era o lege generală, că era o morală impusă, forțată. Toată lumea o respecta. La colțul străză stătea noaptea polițaiul și te legitima. Și tu spui, da, dar stătea polițistul și mă legitima. Da, te legitima polițistul, dar nu-ți da nimeni în cap. Vedeți? Un avantaj cu un dezavantaj. Acum avem alt avantaj. Nu te legitimează nimeni la colțul străzii, dar la următorul colț de stradă iei cu parul în cap și îți dispare geanta.